atenție trece poliția locală vineri dimineața la intersecția străzilor Cloșca cu Ansberg. Neatenția unui agent de poliție a dus la ciocnirea două autoturisme. Circulând regulamentar pe strada Cloșca, o șoferiță a lovit în plin mașina poliției locale care venea de pe strada Ansberg. Azi dimineață, un agent al poliției locale a uitat faptul că regulile de circulație sunt aceleași pentru toată lumea. Aflat la volanul unei mașini a poliției locale și circulând pe strada Ansberg, din cartierul Cetate, acesta a uitat să mai acorde prioritate la intrare în strada Cloșca și a pătruns într-un autoturism care circula regulamentar. Impactul dintre cele două autoturisme a avut loc în jurul orei 8:30. Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, a rezultat că vinovat de producerea accidentului este șoferul de pe autospeciala de la Poliția Locală, care nu s-a asigurat corespunzător în momentul în care a pătruns în intersecție. Imediat la fața locului s-au deplasat și echipaje ale poliției rutiere care au constatat urmările accidentului, cei doi șoferi fiind testați cu etilotestul. Din primele cercetări a rezultat faptul că agentul de ordine publică al poliției locale nu a acordat prioritate autoturismului care circula regulamentar pe strada Cloșca. Din ce am văzut, deși am sosit ulterior la locul accidentului, este foarte clar. Vinovat este conducătorul autovehiculului de la poliția locală. Am rămas aici în zonă pentru că am văzut că prea au tăbărât așa pe doamna care conducea după Cloșca și m-am dus și am spus să nu se intimideze, atâta tot. După părerea mea, nu încape discuție, vinovat e cel de la poliția locală. Agentul de ordine publică va avea permisul de conducere suspendat pe o perioadă care va fi stabilită după efectuarea cercetărilor de rigoare, prejudiciul în urma accidentului fiind de 3.000 de lei.